Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația politică de astăzi se intitulează „Nu le tăiați aripile tinerilor medici”. Zilele acestea am asistat cu mânie și revoltă la mascarada ce a reprezentat susținerea examenului de intrare în rezidențiat pentru câteva mii de absolvenți ai facultăților de medicină. Printre ei se numără medicii tineri care au ales cu speranță să rămână să profeseze în România. O țară din care ne văităm că ne pleacă doctorii, dar pentru care nu facem altceva decât să-i amăgim cu iluzii deșarte, cărora le tăiem aripile și le spulberăm visele. Tinerii aceștia, care și-au tocit coatele pe băncile facultății de medicină, pe care dragostea de țară, de profesia aceasta atât de nobilă și de oameni, i-au determinat să rămână și să lupte cu sistemul, au trăit cele mai negre clipe, după ce, după susținerea celor 4 ore de concurs, timp în care au avut de rezolvat 200 de întrebări tip grilă, au aflat cu stupoare, în timp ce tezele le erau corectate, despre faptul că grilele de corectare de la București sunt greșite. Cei care sunt medici și care au trecut prin acest examen dificil, pentru care au învățat din greu și au făcut atâtea sacrificii, renunțând de multe ori la atâtea lucruri, cunosc gradul de dificultate al acestui concurs, condițiile și presiunea psihologică la care ești supus în acea zi, prezentarea cu cel puțin 2 ore înainte de începerea concursului, susținerea lui timp de 4 ore, după care urmează încă cel puțin 2 ore în care aștepți rezultatul final. Cu toate că tehnica a evoluat, iar unii se laudă cu introducerea manualului electronic în școli, iată că anul acesta, doar în Centrul Universitar București, mă întreb oare din ce cauză numai aici, s-au folosit pentru corectare grile greșite, ceea ce a dus la recorectarea tezelor, în lipsa candidaților și a martorilor, ceea ce nu este conform prevederilor metodologiei acestui examen. Se știe că în final, după afișarea rezultatelor, întrucât examenul este unul la nivel național, posturile se aleg în ordinea mediilor. Având în vedere gravitatea situației, consider că domnul ministru al Sănătății Florian Bodog trebuie să explice de ce s-a întâmplat acest lucru doar în București, locul în care trebuiau să ajungă copii identice ale grilelor de corectare distribuite în toată țara. Întrucât în acest caz nu s-a respectat metodologia de examen, ceea ce poate avea consecințe grave pentru unii absolvenți de medicină, consider că demisia de onoare a celor care se fac direct răspunzători de această greșeală se impune de urgență. Deputat PNL Antoneta Ioniță.